început să facă YouTube de la 12 ani. De la 12 ani! Voi ce faceți la 12 ani? Nu vă dați seama, de la 12 ani. Lucru care apare la responsabilizat. Și în 2013 a venit el așa cu o chestie, făcea un content nemai auzit, adică zicea gaming. 2013. Și m-am gândit, ce domnule gaming-ul ăsta, sunteți nebuni? Astăzi gaming-ul a explodat efectiv. Și în total și-a pus pe canal peste 2200 de clipuri. 2200 de clipuri! Vă dați seama câtă muncă a băgat omul ăsta ca să-și facă canalul YouTube? Da. Și astăzi este aici alături de voi să vă împărtășească din parcursul pe care l-a avut el până în momentul ăsta. Așa că vreau să-l aplaudați pe Max! Hai Max, stă în jos. Tu primești tratament special. Da, mulțumesc. Ce faci? Cu bine, ești? Emoționat. Da. E prima oară când vorbesc în fața... Și cum e? E ok. Nu, uite. E mai ok decât credeam. Așa? Da. S-a părea să-ți placă. Da, păi îmi place așa, dar am nevoie de experiență și de asta sunt și aici. Îmi place să îmi ies din zona de confort și să dobândesc experiență. Foarte tare. Max, tu ești unul dintre cei mai vechi creatori de conținut din România. Da. Erai copil, mă, când ai început la 12 ani, practic, nu? Eram super copil. Spune și mie, cum crezi, cum vezi tu evoluția asta unui YouTuber, în special un YouTuber care începe să aibă succes de la o vârstă așa de fragedă? Care sunt pericolele pe care tu le vezi? Care sunt oportunitățile? De ce ar trebui să se ferească oamenii? Părinții de genul care au copii care, uite, vor să facă YouTube la vârsta asta. Da, păi, vă dați seama, în momentul în care te apuci să faci chestia asta de la o vârstă foarte fragedă, te încurcă puțin când vine vorba de dezvoltarea ta personală. Adică eu de la 12 ani mă focusam super mult pe chestia asta și au fost multe lucruri despre mine pe care nu le-am rezolvat și pe care nu le-am gestionat pentru că eram prea focusat pe crearea de conținut. Deci ai rămas în urmă cu dezvoltarea ta personală din cauza că ai concentrat să ai succes și era presiunea asta pe tine. Și am realizat la un moment dat, sper că nu prea târziu, că ar trebui să o las puțin mai moale cu chestia asta. Adică eu cum fac gaming, gândește-te că aveam perioade când postam 3 clipuri în fiecare zi, aveam și școală, mai aveam și evenimente la care mă duceam. Nu mai aveam timp pentru mine, știi? Nu mai aveam timp să... Incredibil, adică stăteai numai în fața calculatorului, cum ziceau părinții. Da, și dormeam extrem de puțin, ceea ce nu recomand nimănui să facă, dar cred că dormeam câte 3-4 ore în toată perioada liceului. Păi și părinții tăi ce spune de chestia asta? Nu prea le plăcea, dar... Nu aveai conflicte cu ei din cauza asta, mai ales ca copil fiind, nu? Mai aveam, dar aveau mare încredere în mine și... Deci ai avut noroc de părinți înțelegători. Da. Și aveau încredere în ideile mele, chiar dacă erau extrem de nebunești pe atunci, mai ales. Da. Adică, ca să înțelegi, în 2012, când m-am apucat eu de YouTube, nu știai ce e chestia asta, nimeni nu știa. Uh-huh. Lumea nu știa cum să reacționeze la chestia asta. Eu am început inițial în 2012 să fac chestia asta și m-am lăsat pe la finalul anului 2012, adică nu m-am lăsat, am vrut să fac o pauză. Uh-huh. Pentru că efectiv nu mergea, adică făcusem vreo 700 de abonați în 6 luni. Și aveam dislike-uri la clipuri mai multe decât like-uri, știi? Adică era super rău. Bine, mă filmam cu telefon. Aveam 1.3 megapixel cameră la telefonul ăla și... Deci ai început cu un telefon să te filmezi până la urmă, da. Și uite. Un telefon foarte slab. Și după aia ce s-a întâmplat? Că s-a întâmplat o ruptură. La un moment dat... La un moment dat am realizat că nu prea merge bine și am făcut o pauză. O pauză în care mi-am strâns niște bani să-mi cumpăr o cameră și un laptop. Și după m-am apucat prin mai 2013 și am început iar să postez și atunci au mers mai bine încă din prima zi. Îmi plăcea așa să comunic cu oamenii încă de când eram mai mic. Și mă știa destul de multă lume din oraș de la mine, mai ales, știi? Și pe Facebook aveam așa mulți prieteni și în momentul în care am postat primul clip, chiar am fost super surprins să văd că extrem de mulți mi-au distribuit clipul de la mine din școală, oameni care erau mai mari decât mine, cu care nici nu aveam curajul să mă bag în seamă și mă încurajam și ziceam ce tare e puștul ăsta. Și eram super... Nu știu, eram atât de entuziasmat încât după ce am postat primul clip, a doua zi am mai postat unul și n-aveam un plan să fac chestia asta. Pur și simplu când am văzut feedback-ul de la oameni, am erupt și am zis, trebuie neapărat să mai postez un clip. Îmi place feeling-ul ăsta, îl mai vreau. Vreau să mai gust din el. Da. Deci, e foarte posibil ca pe YouTube să devii super cunoscut peste noapte. Nu pot să zic că am devenit cunoscut peste noapte. Nu tu, dar zic în general, este posibil în mediul YouTube de astăzi. Da, e posibil, normal că e posibil.
ca, e posibil orice. Să faci, viață, în general, să faci 6 luni de zile content, să nu se întâmple nimic. Și la un moment dat faci un clip anume și devii cunoscut tot, da, tot și toate clipurile vechi încep să explodeze și ele. Cum gestionezi treaba asta? Pentru că cred că știi și tu, celebritatea asta și atenția asta nu e pentru oricine. Unii oameni nu știu ce să facă cu ea. Cum o gestionezi? Cum te ții grounded? Înveți să o gestionezi, chiar dacă nu știi. Adică, cred că asta e și ideea, să înveți mereu lucruri noi, să evoluezi mereu pe toate lucrurile pe care le faci. Cum o gestionezi? Nu știu, ca să înțelegi, în momentul în care m-am apucat asta, scopul meu era doar să comunic eu cu lumea, știi? Adică nu aveam scop să ajung să fac bani sau să ajung să fiu vizionat de un număr mare de oameni, știi? Și mi-a luat ceva, probabil după vreo 3 ani de zile mi-am dat seama că totuși se uită mulți oameni la mine și totuși ar trebui să fiu mai responsabil de ce fac și să am grijă la ce zic și să nu influențez negativ. Și adică tu, de exemplu, folosești un limbaj vulgar în clipurile tale? Nu. De ce? Pentru că ai putea teoretic, pentru că nu zice nimeni nimic, știi asta. Sincer, nici în viața reală, cu prietenii, cu familia, cu nimeni, nu prea folosesc limbaj vulgar și nici nu-mi place să, nu știu, pur și simplu e o chestie, nu o fac pentru că, nu știu, poate nu o să se mai uite după copii. Bine, se și uită mulți copii la mine și de asta probabil mă simt responsabil să nu-i învăț. Asta vreau zic, adică cumva ai și o doză de responsabilitate față de publicul tău. Să spui, bă, eu aș putea să fac asta. Aș putea să fac clipuri în care îmi dau foc la mașină și o să fac 20 de milioane de vizualizări și vorbesc vulgar sau promovez alte idioțenii, dar am aleg să nu o fac totuși. Asta mi se pare cumva o trăsătură pe care cumva toată lumea trebuie să o aibă în vedere când începe să facă YouTube și nu numai. Din 2012, noi am prins multe generații de YouTuberi. Că și eu fac asta din 2011. Unii nu mai există pe YouTube. Da. Și inclusiv tu ai fost la un moment dat aproape de... Da, am fost în perioada aia în care o trebuie să mă ocup mai mult de mine, știi? Da, da. De ce că se întâmplă? Există fenomenul ăsta de burnout? E real? Da, clar e real. Adică mai ales la mine, cum am făcut asta... Explică puțin ce înseamnă burnout, pentru oamenii care nu știu, că sunt care nu habar n-au. Burning out pe YouTube, adică să te... Să te avalu, nu? Să fii atât de ars și tocit și de epuizat, încât nu știi ce să mai faci. Știi? Și încerci, îți dedici tot timpul să găsești trenduri, să rămâi în top și e o presiune super mare asupra ta. Da, și cumva te pierzi tu pe tine în toată chestia asta. Te pierzi, efectiv, nu mai știi cine ești la un moment dat. Da. Este super risc. Mi s-a întâmplat și mie, dar e bine că am realizat mai devreme. Puteam și să, nici acum să nu realizez. Și probabil dacă nu realizam aveam numere mai mari, că vin o grămadă de oameni la mine și îmi zic: Max, de ce ai făcut pauza aia? Dacă nu făceai acum, erai mult mai sus. Da. Dar am avut nevoie de pauza aia. Asta m-a ajutat pe mine să evoluez ca om și ca să știu gestiona lucrurile mai încolo. Și de ce nu cred că mulți din YouTuberii care s-au apucat în trecut mai există acum? Pentru că până la urmă, YouTube-ul te ajută, știi, dar poate îți dai seama la un moment dat că nu atât îți place să faci și ok, dacă îți place să faci asta. Adică scopul meu acum, pe lângă faptul că îmi place să creez conținut, e și să influențez lumea în bine și să ajut lumea în diferite metode, știi? Adică aș vrea ca YouTube-ul să fie rampa mea de lansare spre altceva. Spre altceva, dar în același timp îmi place și să fac asta, dar aș vrea să fac mult mai multe lucruri și YouTube-ul m-a ajutat să-mi dau seama de ce îmi place mie să fac de fapt. Foarte tare mi se pare asta. Da. Dragilor, vreau să spun așa, dacă aveți voi întrebări și niște curiozități pe care vreți să le spuneți lui Max, o mânuță sus sau ceva, că noi vă vedem și vă aruncăm boxuța, da, fără să vă lovim și putem să discutăm. Și încă o chestie ce mi se pare mie cel mai important, știu că zicea Radu înainte că trebuie să știi cum ai lucrurile făcute și să le faci după o strategie pe care o ai bine definită de la început. Mie mi se pare că trebuie să fii extrem de autentic și să te focusezi pe chestia asta și primesc și mesaje de multe ori de la persoane care îmi zic: Max, eu fac asta de un an de zile și nu știu cum să cresc. Ce sfaturi dai? Și eu cred că soluția să crești e să fii autentic, nu știu, un conținut autentic unde lași oamenii să te simtă și să le transmiți energia și starea ta și să fii tu însuți. Eu cred că genul ăla de conținut se viralizează, adică oamenii vorbesc între ei, zic: uite, am văzut clipul ăsta tare de la Max,
uite-te și tu. Eu cred că ăsta e modul cel mai bun să crești pe YouTube. Să fii sincer. Să fii sincer să fii tu, și să fii autentic. Să-ți arăți esența, știi? Să nu-ți fie frică de ce o să zică nu știu cine. Adică, ca să înțelegi, te-am zis eu, în momentul în care m-am apucat de YouTube, aveam extrem de mult hate. Aveam 100 de dislike-uri și 30 de like-uri. Și totuși, chestia asta, chiar dacă m-a afectat pe moment, acum m-a făcut să nu mai îmi pese deloc de niciun comentariu negativ. Dar cum gestionezi treaba asta? Că la început nu are cum să te afecteze, ce puțin la început. Că te uiți și spui, bă, poate nu fac ceva bine, poate chiar super oamenii ăștia. Cred că trebuie să realizezi că suntem toți unici. Și fiecare dintre noi e diferit și nu trebuie să ne comparăm vreodată cu cineva. În momentul în care o să faceți YouTube, 100% o să vă comparați. Te-ai comparat vreodată cu cineva? Tot timpul. Și ajungi să te compari și să te uiți la alții și să vezi ce fac alții și cât de bine o duc alții și... Nu e deloc bine să faci chestia asta. Mie mi-a luat mulți ani să realizez asta. Da. Și cred că e cel mai important să fii tu și dacă tu ești mulțumit cu felul în care ești tu, o să ajungă să nu te mai intereseze comentariile negative. Dacă ai tu încredere în faptul că tu ești o persoană reală și autentică. Da. Wow. Guys, cineva? Cineva, oricine. Oricine, da, două persoane. Avem un microfon, uite acolo, dacă l-am eu aici. Voi, oricum voiam să fac asta. Uite, începem aici, după care vin și la tine. Poftim microfonul. Doar vorbește, pur și simplu, că se aude. Se aude? Nu, nu se aude. Uite, poate să se dea doar. Cu pe celălalt? Ia, continuă să vă dau. Da? Da, cum ai reușit să împaci crearea de content cu școala și ce poți să le sugerezi celor care încep la vârstă foarte fragedă această activitate? E greu, sincer, să gestionez și școala în momentul în care faci YouTube. De asta dormeam extrem de puțin, pentru că mă duceam la școală, veneam de la școală, eventual mai dormeam o oră, două, îmi făceam temele și ce aveam de făcut pentru școală. Ca să înțelegeți, eu am fost și genul de persoană super dedicată când vine vorba de școală, adică din clasa 1-a până între a 4-a, doar ca să vă faceți o idee, am avut doar note de FB. Adică eram extrem de obsedat să excelez la școală. Și după ce am dat de YouTube și am realizat că îmi place să fac chestia asta mai mult, cumva m-am focusat mai mult pe asta, dar am încercat să las și școala, să mă ocup și de ea. E greu, sincer, să te ocupi de ambele în același timp, dar eu cred că e posibil. Adică, dacă îți place să faci asta și o faci în timpul tău liber, fără să te simți obosit că o faci, eu cred că se poate. Adică, totuși școala, 6 ore pe zi de școală, mai... Da, temele? 2 ore. Okay. Mai scriam teme clase. Deci 8 ore. Adică trebuie să zici că dacă vrei cu adevărat să faci YouTube, poți să faci în timpul liber, poți să dedici o oră, două pe zi. Da, adică trebuie să stai și să nu faci nimic productiv sau nimic din ceea ce îți place ție să faci. Eu cred că poți să faci chestia asta. Nu trebuie să o vezi ca pe ceva obositor sau... Nu știu. Deci trebuie să fie la început. La început, ce puțin, trebuie să fie distractiv, să-ți placă, să te simți bine. Da. Bun, da. Hai, avem acolo o întrebare. Sunt Andreea de la Profesorul Trăznit. Bună, Andreea! Ai spus că tocmai ai descoperit că YouTube-ul poate fi un instrument prin care să faci lumea mai bună. Și voiam să te întreb cum o să aplici această dorință, având în vedere că deocamdată te ocupi de gaming, te gândești să te folosești de asta în direcția asta sau să schimbi la un moment dat direcția? Eu mă ocup de gaming, dar pe lângă gaming mai fac și alte lucruri și în cazul în care îmi vizionează cineva clipurile de gaming, și acolo de multe ori vorbesc despre experiențe de ale mele și dau sfaturi și încurajez lumea în scopuri bune. Dar na, am avut perioada asta în care m-am dezvoltat și acum am 20 de ani și de acum încolo sunt sigur că o să fac mult mai multe chestii și legate de gaming și legate de alte domenii care să mă facă pe mine să fiu fericit și să mulțumesc dorința asta de a inspira oamenii să devină mai buni. Și ce alt domeniu te atrage? Multe domenii. Adică am făcut și vlogging, îmi place și partea de psihologie, îmi place și partea de a inspira lumea.
Pentru că ai spus că vrei să vezi vlogging-ul ca o platformă către altceva. Cam la ce te-ai gândit tu? Mulțumesc! Ce ți-ar plăcea să, da? Momentan, sincer, sunt într-o perioadă în care încerc să realizez care sunt cele mai potrivite lucruri pe care să le fac. Pentru că trebuie și să le adaptez în același timp la... Da. Cum funcționează lucrurile pe YouTube. Deci... Am și eu o perioadă similară. Am multe planuri, dar momentan nu le am foarte bine stabilite. Încă mă gândesc. Am abia 20 de ani, am timp. Ai timp. Până la vârsta lui Mike, o să... Exact. O să fiu și eu cu experiența lui. Ei, poate mare, până la mare 5 ani până la vârsta lui. Așa, altă întrebare dacă mai avem pentru Max. Nimeni, nu? Uite, hai că am avut două întrebări. Trei. Sigur avem. Să-ți fac oamenii curaj să mă avem. Cam cât timp investești în YouTube, de la, pe partea de gaming, de exemplu, de când te decizi ce joc o să joci, cu tot cu jucatul, editatul, postatul și așa mai departe, și care parte îți place cel mai mult, care parte îți place cel mai puțin? Bine, în general, de când am început să fac chestia asta, am ales niște jocuri pe care le-am jucat în continuu și pe care am vrut să devin bun. Mie îmi place să fiu super bun la jocurile pe care le joc. Nu-s genul care să facă toate jocurile noi care apar. Și cât timp, cât e nevoie. Dacă îmi place să fac chestia asta, nu o să țin cont de cât timp petrec făcând chestia asta. Nu știu, aș putea să am 3 zile în care în fiecare zi, toată ziua doar asta fac. Sau... Pot să am 3 zile în care mă focusez mai mult pe mine și mă relaxez mai mult. Depinde, nu știu. Nu... Auzi, am o întrebare. Care e jocul tău preferat? Jocul... Cred că în momentul ăsta e Fortnite. Fortnite? Dar în sufletul meu e Minecraft, jocul meu favorit. Minecraft? Ce țară! Bă, cât de veche Minecraft e genul de joc unde poți să faci orice. Poți să faci în Minecraft lucruri pe care nu ți le-ai imaginat vreodată. Cât de vechi e Minecraft? E un joc e vechi. 2010? Vă juca Minecraft careva, adică s-au auzit de el cel puțin, uite. Cred că toată lumea a auzit de Minecraft. Și încă se mai joacă Minecraft, adică sunt jocuri... De exemplu, uite, știi că era super popular la un moment dat World of Warcraft. Nu mai e atât de popular. Acum, adică e Dota, e LOL, sunt alte. Da, tocmai pentru că Minecraft te lasă să faci... Dar Minecraft a rămas cumva, nu știu cum. Ca să înțelegi, există orice joc făcut în Minecraft și chiar poți să-l joci. Poți să bagi moduri în Minecraft, poți să bagi dinozauri în Minecraft, poți să bagi orice vrei. Adică e deci jocul tău preferat rămâne Minecraft? În inima mea e Minecraft, dar în momentul ăsta îmi place cel mai mult să joc Fortnite. The Last of Us ai jucat? Nu. N-ai jucat? Nu, dar m-am uitat la clipuri. Am uitat și eu la alți creatori de conținut. Ăla e jocul meu preferat și voiați să văd ce părere are. Da, și ideea asta de succes, până la urmă, cred că fiecare dintre voi aveți câte o idee despre succes creată în mintea voastră și succesul e diferit pentru toți. Și uite, poate pentru doamna care face clipuri cu știință, succesul înseamnă să... Doamna, gata, te-a umplut. Mă rog, îmi place să fiu respectuos. Poate... De vârstă cu tine. Ha. Poate pentru ea succes... Lasă, ești. Poate pentru ea succesul înseamnă să... încurajeze mai mulți tineri să fie pasionați de știință. Da, pentru mine poate succesul înseamnă să influențez oamenii pozitiv. Poate pentru alții să aibă numere mari, dar... Adică să fii mândru de ce faci. Da, dar ideea asta de succes e atât de denaturată. Mulți văd succesul ca fiind statistici. Bani? Da, mulți. Faină. Mamă, am 500.000 de vizite pe clip, ce succes am, dar nu înseamnă nimic. Da. Cum vezi astăzi vizualizările? Apropo de asta, crezi că... vizualizările sunt totul? Nu. Dacă faci vizuri multe, înseamnă că ai succes? Da, și cu asta am avut o perioadă lungă până să realizez. Și cred că toți. Da, când da. Suntem youtuberi, trecem așa prin aceeași etapă, clar. Știi? Și la un moment dat realizezi că statisticile și vizualizările trebuie să fie o consecință la ceea ce faci tu. Pentru că altfel o să ajungi să-ți schimbi conținutul atât de mult în funcție de ce prinde și de ce le place altora, încât să nu mai fii autentic. Nu mai ești tu, da. Și nu mai... Ce sens mai are să faci chestia aia dacă ai uitat scopul pentru care ai început și... Dar vin alții mai tineri din spate și fac mai multe vizuri ca tine, mai mulți abonați ca tine, sunt mai frumoși ca tine, sunt mai tineri ca tine, tot timpul se întâmplă asta. Da, dar asta nu e bine să te compari cu nimeni și asta, asta e bine să bravo. Rămâi tu cum ești, indiferent de cine o să mai apară și ce o să se mai întâmple. Aplauze pentru Max! Mulțumesc și eu!
Eu și apa. Că e gratis. Asta a fost tema serii. Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare.